Astăzi, 14 iulie 2020, ora 9, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 3602 persoane declarate vindecate. La nivelul județului, în ultimele 24 de ore, au fost internate 6 persoane diagnosticate cu COVID-19, în același interval de timp fiind externate 13 persoane vindecate. Din totalul celor 529 de pacienți internați în spital județean de urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, 101 pacienți sunt diagnosticați cu COVID-19, 129 de pacienți sunt în zona de tampon și 299 de pacienți sunt cu alte afecțiuni non-COVID. În secția ATI sunt internați 7 pacienți, toți pacienții fiind ventilați. La nivelul Spitalului Municipal Rădăuț sunt internați un număr de 16 pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 8 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Conform precizărilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Suceava, 2 persoane diagnosticate COVID-19 au refuzat internarea la Spitalul Municipal Rădăuți, iar 2 paciente diagnosticate pozitiv COVID-19, care au născut în Spitalul Județean, au solicitat externarea la 3 zile, nou-născuții fiind negativi la testul COVID-19. Persoanele suspecte COVID-19 internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus, sunt declarate pacienți diagnosticați COVID-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări. Conform distribuției cazurilor COVID-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 unități administrativ-teritoriale, 53 nu au niciun caz de infecție COVID-19 în evoluție, 32 au câte un caz în evoluție, 22 au sub 5 cazuri în evoluție, 4 au sub 10 cazuri în evoluție, iar 3 au peste 10 cazuri în evoluție. În cursul zilei de ieri, au acționat pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 și verificarea modului de respectare a măsurilor de protecție, polițiști, jandarmi, lucrători ISU, dar și specialiști din cadrul ITM, DSV, DSV-SA. Au fost verificate 41 de societăți comerciale și au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală sau pentru nerespectarea măsurilor de diminuare a riscului de către agenții economici în valoare de 10.000 de lei. În această perioadă au fost intensificate acțiunile de verificare și control, scopul fiind în principal responsabilizarea cetățenilor, dar și agenților economici. În data de 13 iulie 2020, Poliția de Frontieră Suceava a desfășurat o acțiune pe linia prevenirii răspândirii pandemiei COVID-19 în punctul de trecere al frontierei Siret, în colaborare cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Suceava. În cadrul acțiunii au fost verificați 25 șoferi de tiruri și autocamioane pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2 și a modului de respectare a măsurilor de protecție, nefiind aplicate sancțiuni contravenționale.